Pace ție, România. Pace ție, România. Que Dieu vous bénisse abondamment. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Je suis pasteur Samuel Norer. Eu sunt pastorul Samuel Norer. Et je serai à Roumanie bientôt à Beauș. Și în curând voi fi în România la Beauș. On va passer école de prière. Și vom avea o școală de rugăciune. À partir 17 avril jusqu'à 22 avril. Începând din 18 aprilie până în 22 aprilie. Je vous invite à vous tous. Vă invit pour participer avec nous dans cette école. Ca să participați împreună cu noi la această școală. Pendant 5 jours on va rentrer dans le profond de la parole de Dieu. Pe parcursul acestor 5 zile ne vom aprofunda în cuvântul lui Dumnezeu. Vous savez, même les apôtres ils demandaient à Jésus apprends-nous prier. La un moment dat chiar ucenicii s-au apropiat de Iisus Hristos cerându-i ca să învețe să se roage. Et moi personnellement j'ai compris dans la vie il faut apprendre vraiment prier. Eu personal am înțeles că în viață avem nevoie ca să învățăm să ne rugăm corect. Parce que sinon on sait pas prier correctement. Pentru că dacă nu ne rugăm corect, on vit une déception. Putem ca să cădem în decepție, nu în rugăciune. Même il y a beaucoup de gens ils arrêtent, ils sont dans déception, ils disent Dieu ne nous écoute pas, c'est pas la peine d'aller à l'église, c'est pas la peine de prier à Dieu. Oamenii abandonează rugăciunea și spun Dumnezeu nu ne ascultă, Dumnezeu nu răspunde. Mais c'est faux, c'est un mensonge. Dar este fals, este o minciună. C'est l'ennemi qui veut faire toujours ça que les gens qui arrêtent prier. Aceasta este o minciună vrăjmașului ca oamenii să înceteze rugăciunea. Et pour ça nous on organise cette école de prière. Și noi organizăm această școală. Pour pendant ces jours-là vous apprendre comment on doit prier. Pentru ca pe parcursul acestor 5 zile să învățăm să ne rugăm corect. Dans Évangile Jacques 5:16, deuxième partie. În Iacov 5 cu 16, partea a doua versetul. Il parle, il dit la prière fervente, il peut faire beaucoup de choses. Cuvântul Dumnezeu spune că mare putere are rugăciunea fierbinte. Et pendant ces jours-là, je vais partager mon expérience. Pe parcursul acestor zile am să vă împărtășesc experiența mea. Comment j'utilise la prière? Cum eu folosesc rugăciunea? Comment à travers la prière je bouge dans le monde entier? Cum prin intermediul rugăciunii mă mișc în lumea întreagă? Parle l'évangile, je parle l'évangile, je partage la parole prophétique. Vestind Evanghelia și aducând un cuvânt profetic. Mes frères et sœurs, frați și surori, vous vraiment je voudrais que vous venez vous participer avec nous. Îmi doresc din toată inima ca să veniți să participați să prână. Et je sais avant. Și eu știu. Cette école de prière, il va impacter votre vie. Știu de acum de dinainte că viața aceasta, școala aceasta de rugăciune va impacta viața voastră. Après cette école de prière, ça va changer beaucoup de choses dans votre vie. După această școală, lucrurile se vor schimba în viața dumneavoastră. Alors je vous invite. Deci eu vă invit. Je vous attends. Vă aștept. À Roumanie à Beauș. În România la Beauș. Que Dieu vous bénisse. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Et je vous ai dit à bientôt. Și vă spun pe curând. À Beauș. La Beauș. Au revoir. À revedere.